Antena 3 a reactivat astăzi campania Apa trece, România rămâne. Acest demers se adresează românilor care suferă de pe urma inundațiilor și de această dată vine în sprijinul sutelor de sinistrați din județul Galați, puternic loviți de viitură. Un prim camion cu lucruri strict necesare va ajunge chiar astă seară în zona cea mai grav afectată. Colega mea, Andreea Dumitrache, ne spune mai mult despre această campanie. Bună ziua, Andreea! Bună ziua! Apa trece, România rămâne, o campanie pe care Fundația Mereu Aproape, Antena 3 și Observator au făcut-o și atunci, în 2010, când românii au avut nevoie de ajutor. De data aceasta o facem din nou pentru că la Galați s-a deslănțuit iadul. Au răspuns imediat partenerii Fundației Mereu Aproape și vedeți cum primul camion încărcat cu 1000 de baxuri de apă, apă provenită de la unul din partenerii tradiționali de la Coca-Cola, pleacă acum acest camion. Sunt 6000 de sticle, 1000 de baxuri de apă care pleacă în județul Galați, în satul Cudalbi. Vor ajunge 20.000 de sticle de apă acolo unde oamenii au nevoie, pentru că ei au această problemă, nu pot bea apă. Este primul lucru pe care l-au cerut, pentru că toți cei voluntari din Fundația Mereu Aproape au stat toată dimineața ca să discute cu primarii și să vadă de ce au nevoie oamenii de acolo. În plus, toți au spus că au nevoie de saltele, așa că românii care pot să doneze o saltea, să-i contacteze pe voluntarii de la Fundația Mereu Aproape, să sune acolo, pentru că toate aceste lucruri trebuie să ajungă la cei care au nevoie disperată de ajutor. Așa că va mai pleca și un alt transport de la Carrefour, o altă firmă care a fost partener de fiecare dată când Antena 3, Fundația Mereu Aproape și Observatorul au făcut ceva care să-i ajute pe cei care acum chiar au atâta nevoie.